Hei, salut! Și bine te-am găsit la un nou episod din GTA 5. Astăzi o să revizităm acest joc. Nu am jucat de foarte mult timp și revizităm, adică este un termen folosit mai mult pentru mine, deoarece n-a mai fost niciun videoclip pe canal cu GTA 5. Dar este un joc destul de vechi, care mă jucam foarte mult mai devreme, mai acum câțiva ani. Și m-am gândit că ar fi frumos să facem un episod, să vedem ce să mai adăuga nou. Și da, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share dacă mai doriți să vedeți episoade din GTA 5, poate data viitoare cope. Mă gândeam că astăzi să mergem puțin pe la casino, pentru că am fost o singură dată acolo. Și apoi poate, dacă puteți să mai câștigăm niște bani, să luăm niște chestii frumoase. N-am foarte multe chestii, am un apartament, am 3 mașini, între care doar asta e 2 milioane, restul astea de pe stradă. Și am 2 milioane în bank account, care vreau să-mi cumpăr un bunker, ce mi se pare mult mai bun decât facility-ul. Dar deocamdată să mergem la casino, că putem da și la roată. Ups, nu m-am jucat, nu mai știu cum funcționează harta. Mi se pare că aici e. Da. Bun. Oh, nu. De aproape, dar Blair în față. Bun. Și să mergem. Din câte am auzit eu despre casino, pot să dă la o roată o dată fiecare zi. Și dacă ne-ar pica mașina, avea noroc imens, ar fi super. Am dat o dată ieri, mi-a picat RP-uri, mi se pare complet useless, adică am făcut level 50, dar orice, ok, și banii. Vreau câteva jutoane, o să ne jucăm la aparate, poate și la niște, nu știu, blackjack sau ruletă, vedeam. Să mai cum merge treaba. Așa, aici e cazinoul, cred că sunt mai mulți playeri pe aici. În orice caz, așa. Bun. Da. Degeaba trăgea mine, dar am intrat în casino. Așa, casino. Let's go. The Diamond Casino Resort. Oh, super. Asta este mașina pe care poți să o câștigi. Unde e roata? Da, uite și roata. Perfect. Am dat jocul puțin mai încet, să se auzea prea tare. Și pare că putem once per day. Adică am dat o dată ieri, deci pot să mai revin în 24 de ore, ok. Oricum am filmat faza de ieri, deci o să pun acum pe ecran să vedeți ce mi-a picat. Și da. Și ne auzim din continuu. Hai să vedem ce numărim. Mașina? Oh, pe aproape de hilă. Sutanele sunt Car chips. Avem 10.000, o să luăm câte putem maxim. Se pare că 25.000, 20.000. Pentru 20.000 jetoane, da. Super. Și să mergem la aparat ăsta cu diamonds. Se pare cel mai bun joc. Se pare că mai sunt și în zona aceasta, dar sunt și pe aici. Sigur că nu pot să fug. Trebuie să-mi mișc. Astea sunt cursele de cai. Și astea sunt tari. Aici da. Perfect. Am ajuns la cealaltă parte a casinoului. Diamond, perfect. O să ne băgăm aici. Bun. Așa. Deci, îi dăm pe Max Bet. Și să vedem ce iese. Așa, absolut nimic. Oricum, aștept să nu pot să câștig absolut nimic, deoarece, până la urmă, astea sunt jocurile de noroc. Așa. Cireașă. Urât. Da. Puțin greu să câștigi. Da. Adică am dat până acum astea 4 mână și nu cred că o să iau nimic. Da. Bineînțeles. PPN și nimic. Da. E complet inutil. Mai dau încă o mână și după am plecat.
Oh, incredibil așa ceva. Da, nu. Nu s-a mai jucat la parte niciodată. Deci, cred că mai bine mergem la un blackjack. Da. Să treci la un blackjack. So, domnule. Welcome to the game. Așa, o să-i dăm direct bet max. Just bet unde. De maximum 5000. Bun. 5000 să fie. Avem un 10. Avem 20. Ceea ce e super. Dar sunt curios și are Q, nu, stand. Mini ok. Q și 10. A, 20. Făcut push. Ce norocul lui ăsta. E aerii. Mă rog, să mai dăm o cotură. Place bet 5000. Așa. 8 și 9. Ha. O să stăm, nu vreau să risc. Nu vreau să risc, lasă-mă uit la el. 7. OQ. 17, încă un push? Incredibil. Bun. Să mai dăm un curundă. Put bets in, yeah, of course. Așa, avem un Q. Și un 8. 18, el are 5. Clar stau. 5, 7. 10. 20! Aole, am înțeles. Îmi vine să-l jur, dar o să plec deci să dau mână și la roletă și apoi vom pleca să cumpărăm bunkerul. Așa. Cred că o să-mi bag mare parte a limpe verde. Dar o să dau mâna limpe verde dacă câștig, o să am cel mai mare noroc. 5000. Pe amândouă. A, putem doar 500. Urât. Da. Nu contează, băgăm 5000 atunci pe... 2, 1... 20 de secunde, odd sau even. Cred că o să las așa. Să punem pe roșu. Bun. Și să vedem, deci a pus pe verde, pe amândouă, 500 și 5000 pe roșu. Sunt curios dacă câștiga. A, am pus doar 500 pe roșu, a, urât. Sper să pice pe verde. Hai. Nu, atât de aproape. Red. Și am pus 500? Cumva? Da. Ok, vreau max bet 5000 roșu plus. Bun. Pus tot ce mai aveam. Nu cred că aveam nimic în acest moment. Și să vedem, mai sunt 20 de secunde până va porni history. 9. Așa. Am pus 5000 pe roșu și 400 pe verde. Dacă pică verdele, avem mare noroc. Deși... Bets are closed. Minus 5400. Și să vedem dacă vom câștiga ceva. Aia, să te învârte. Așa, să sperăm că nimerim roșu. Am pus 5000, avem 10000. Acesta e chiar super, dar noi vom pleca în acest moment. Nu știu. N-are rost să mai stau pe aici. Așa că... o să mă duc, o să ies afară. Oh, roletele astea nu le știam. Oare astea sunt... VIP membership, a. Posibil să fie high, să poți să bagi mai mulți bani la acele rulete. Mă rog. În acest moment o să ieșim de aici. Așa că să mergem pe aici. Pe aici. Pe lounge. Bun.
intrarea. Sperăm că mai mai este mașina acolo. Intrarea. Da, am văzut-o. Perfect. Suntem în Casino Resort. Nu, asta este lift. Era să mă duc. Așa, exit. Să ieșim. Exitez. Așa, și pentru prima misiune din acest bunker, unde să luăm downloaderul. Am 400 ceva foarte interesant, o misiune foarte importantă, dar nu să fie și ceva acțiune în acest episod. Așa că să dăm drumul. Bun, sunt urma de player pe server, asta mă îngrijorează. Ce pot să vin să mă moare, îl să-mi furgeam. Dar cred că o să fie ok. Cum am zis, sunt solo în acest moment și nu mai vreau să joc ca solo. Adică atâta pe cât ești cu prietenii, poți să ai bodyguard să te ajută, te protejează și misiunea devine de 10 ori mai ușoară. Dar e posibil și așa. Și așa o să fac acum. Merg cât de tare pot. E puneva prin Los Santos, din câte am văzut. Și să-i dăm drumul. Prima misiune de la bunker. Și sper că o să mă duc un profit destul de mare acest bunker. Acum vom vedea. Nu îmi dau seama. Dar am ajuns în Los Santos, unde sunt deja un target foarte mare, având în vedere că sunt și VIP la un organization. Dar e ok. De fapt, nu o să am întrebat nicio tangență. N-am luat driftul cum trebuia. Dar e ok. Mai avem 2000. Așa. Data asta a fost mai bine. Mai este un 7, jumătate din drum. Ok. Ah, am intrat direct în acea mașină. Ah. Cruz chiar un acum. Văd că acest eu se tot omoră între ei. Da. După cum vedeți, vedea, nu conduc excelent în acest moment. N-am mai condus de foarte mult timp pe GTA, sunt obișnuit cu condusul din alte jocuri. În GTA mi se pare mult mai diferit, orice mașina se alunecă mult mai ușoră. În orice caz, nu mai avem foarte... O! Ce? M-a schimbat banda, nu vine să cred. Era să murim pe loc. Deci... Apropo, am ajuns... Unde e? Era pe aici, da. Dune loader, uite-l. Deci trebuie să mă duc cu mașina asta până la bunker. Ah, trebuie să o alterăm, mă rog. Sper că prindă măcar puțină viteză. Haide, mă. Deci că te... Da, deci trebuie să ajungem chestia asta. Global sign-up, da, deci în... Da, timp o să... Ne vadă toți. Da. Șase, cinci, patru, trei, doi, unu. Și cam asta a fost. O să conducem noi 3000 cu mașina asta, că se mișcă ur de tot. Trebuie să curbe în drifturi. Eu nu mai pot să conduc, nu conduc mai de mult și mă nervează că se duc foarte tare. Am intrat în toate lucrurile pe care le-am văzut până acum. În orice caz, continuăm drumul. Nu, 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 nu.
O, nu. Da. Deci, cred că o să venim și poliția pe urmă acum. Ce mai probabil? În orice caz, aici n-am intrat cu întrebă, dar e ok. Trebuie să folosesc space-ul. O, nu, văd deja un player. Sperăm că e doar AFK. Doar sunt liniștit. Dar văd că se împușcă pe aici. Și asta este cel mai rău. Rapid așa mașina pur și simplu vine că cu truck asta de-abia mă mișc. Văd un player în față care vine în viteză. Sper că nu către noi, dar... Nu, e ok. Mai sunt 2000. Și cred că acum intrăm... Da, imediat o să intrăm și pe autostradă. Hai ce îndrăvează cu mine cu mașina asta. Nu vă dați seama. Așa. Și mergem pe autostradă. În fel e ok că nu a fost deloc de acțiune. Pentru că s-ar putea să... Să vă întreba cu bunkerul foarte rapid. O milă jumate. Chiar lejer. Foarte bine, cred că, da, sigur o să ducem misiunea la bun sfârșit. 80 de mile, 080. Foarte lejer. Și nimeni nu este pe urmele noastre, deci totul e ok. Mi s-a părut că era un player acolo. A, nu, e mult mai departe, da. E chiar perfect. Chiar foarte perfect. Bun. Așa. Și-a dus downloader-ul. Trebuie în bunker. Setup complet. Nice. Da, înțeleg, nu vreau să fac treaba asta, dar... Așa. Bun. Perfect. Am făcut și prima misiune pentru acest bunker, dar aici vom încheia și episodul. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să lăsați un like, un subscribe și ne reauzim în alt episod.